Putin și-a găsit nașul. Informații de ultimă oră sugerează debutul unor tensiuni majore între liderul rus și proprietarul grupului de mercenari Wagner. Unde ar putea duce acestea? Este viața lui Putin amenințată? Sau șeful Federației Ruse va găsi o cale să-l liniștească pe Evgheni Prigojin înainte ca lucrurile să degenereze grav? Blogării militari ruși naționaliști devin din ce în ce mai agitați. Putin reacționează. Unul dintre cei mai incisivi blogări tocmai a fost arestat de Rosgvardia, forțele speciale aflate în subordinea președintelui rus. Putin începe să fie disperat, verdict dat de un trio de forță. Generalul în rezervă Alexandru Grumaz, ziaristul cu mare experiență Mirel Curea și incomodul sociolog Mirel Palada. Americanii încep să aibă probleme mari cu stocurile de muniție. O analiză France Press pune sub semnul întrebării capacitatea Washingtonului de a mai susține în același ritm eforturile de război ale Ucrainei. Ce se va întâmpla pe front? Care vor fi consecințele? Întrebări care își vor găsi răspunsul în această seară. Medvedev a intrat pe lista neagră a ucrainienilor. Nu-l vedem bine. Comentarii în direct. Lukashenko anunță constituirea unui grup militar comun cu Rusia. Se pregătește o nouă invadare a Ucrainei. Doar câteva din temele abordate astăzi. Mai avem și altele, chiar și din alte sfere. De exemplu, Elon Musk e foarte supărat. Fiul său a devenit fată. Și de aici o întreagă nebunie în rândul familiei. El oricum e divorțat. Pe timpii s-au întâmplat tot felul de lucruri. Bună seara, doamnelor și domnilor! Urmăriți o nouă ediție Mădălin Ionescu Show în platou, așa cum ați aflat, Mirel Curea și Mirel Palada. Bună seara! Bună seara, mulțumim de invitație! Nu lipsește din această ecuație generalul în rezervă Alexandru Grumaz, pe care îl știți foarte bine. Bună seara, domnule general! Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație și salut și pe colegii de platou. Mă bucur că Mirel a scăpat și vorbim la prezent. De el nu l-a trecut. Da. A trecut prin o întreagă odisee. Am avut. Da. Da? A fost o odisee. Mă rog, în Grecia tot timpul, dacă ești urmele lui Ulise, treci prin odisee. Sau odisei, cum? Da. Iată cu ce începem. Puțin altfel. Arătăm niște imagini. Hai să arătăm imaginile cu acel blogger militar rus incisiv. E un tip care are niște canale de comunicare destul de accesate în Rusia. Are vreo 300.000 de abonați pe un canal, vreo 150.000 pe altul. A fost arestat, reținut, pentru că, mă rog, criticile sale au început să-l vizeze și pe Putin. Până acum îi lovea pe ăștia, pe Șoigu, pe Gerasimov. Se referea în primul rând la eșecurile armatei ruse de acolo, era destul de agresiv. Subliniez, este un naționalist rus. Deci nu este un opozant al lui Putin în principiu sau legiunii. E în partea ailaltă. Da. Nu, l-a acuzat pe Putin de liberalism. Da. Și l-a acuzat de lipsă de acțiune pe front. Pactizare cu Occident. Bun. A fost reținut de Rosgvardia, care este o trupă specială, o grupare specială de forțe speciale, aflată direct în subordinea președintelui rus. Exact. Băiatul ăsta care a fost arestat, Slobodeniuc. Deci e Slobod la gură, da. Slobod și la scris. Liberescu. Așa. Îi aparține cumva bucătarului lui Putin, lui Prigojin, ăsta lui Evgheni Prigojin, cel care a recunoscut recent că este întemeietorul celebrei grupări de mercenari Wagner. Până acum nimeni n-a știut cine este proprietarul acestei armate private, practic. Prigojin recunoaște într-un context interesant că este proprietarul grupului Wagner. În această situație, Putin mută, îl ridică la rang de general-colonel pe Ramzan Kadîrov, care a început să-și facă și el notă discordantă și devenise din ce în ce mai agresiv și mai revoltat la adresa operațiunilor militare speciale din Ucraina. Și îl reține pe acest Slobodeniuc, care este omul lui Prigojin. Prigojin a fost mult timp un miliardar rus din anturajul lui Putin. A devenit probabil și mai miliardar, dacă îmi permiteți expresia, odată cu programul Laptele și Cornul din Rusia, pentru că a primit, a fost singurul care a putut să furnizeze mâncare în nu știu câte școli din Rusia o perioadă, niște ani. A fost un cadou din partea lui Putin. Între timp, după 2014, în 2014 a înființat Wagner, în mai, și acum începe să aibă niște probleme cu Putin, în ultimul timp. Astea sunt informațiile care au apărut pe piață. Se spunea că Putin ar putea fi, de exemplu, amenințat de două grupări, în afară de anumite elemente din armata rusă care s-ar putea revolta. De Wagner și de cecenii lui Kadyrov. În acest moment există disensiuni. De GRU și de FSB. Da, dar grupările armate, în primul rând. De toți militarii care au chef să-și cheltuiască banii. Cum priviți această poveste în care Putin începe să aresteze blogării militari? Ce denotă chestia asta? O disperare sau ce altceva? Și posibila amenințare din partea grupării Wagner. Cât de puternică e Wagner, domnule general? Are capacitatea de a-l amenința, de a amenința viața lui Putin sau poate constitui, cum să zic, un pericol pentru Putin? Da, Wagner este un grup care îi poate amenința puterea lui Putin. Probabil că este singurul. De fapt, dacă te uiți pe frontul ucrainean, singurii care au avut victorie au fost grupul Wagner. În rest, ceilalți au câștigat în anumite perioade de timp, n-au reușit să rețină teritorii și așa mai departe. Au fost teritorii care au fost ocupate datorită unor atacuri puternice cu artilerie autopropulsată sau cu rachete de tip Grad, care n-au precizie, în schimb împrăștie spaima pe o suprafață mare de teritoriu, acele 122 de milimetri, rachete pe care le avem și noi. Numai că noi le-am modernizat, acest sistem și l-am denumit la Rom, l-am modernizat cu israelieni. Oamenii văd imagini cu membrii grupării Wagner în acest moment. Puneți, vă rog, continuați. Am vrut doar să precizez. Cum? Recrutarea în pușcării. Da, recrutarea din pușcării. De curând s-a întâmplat asta înainte de mobilizarea generală. Prigojin s-a dus personal. Există video cu el mergând la pușcării și încercând să-i lămurească pe pușcăriași că e foarte bine dacă se angajează în grupul lui și vor primi avantaje atât materiale cât și pecuniare. Deci Prigojin este un pericol, este cel care a asigurat mâncarea de proastă calitate pe care rușii au cărat-o cu ei în frontul din Ucraina și vă aduceți aminte că primele zile ale invaziei au spart magazine și au devalizat aceste magazine datorită faptului că nu aveau mâncare. Mâncarea care a fost primită era veche și nu putea fi mâncată. Deci băieții ăștia, plus de asta, ei au experiența războiului din Libia și a războiului din Siria, spre deosebire de celelalte forțe rusești care nu prea au participat în teatrele de operații. Marea majoritate a lor sunt aduse din Extremul Orient sau din cele care au fost localizate prin Crimea sau în districtul de vest, în care n-au luptat, n-au avut ocazia să participe la lupte. Deci ceea ce se întâmplă acum este un lucru foarte interesant prin faptul că acest Prigojin conduce practic grupul de naționaliști ruși care îl contrează pe Putin. Dom'le, să fim foarte clari, aici în Rusia nu e vorba numai de Putin. E vorba de elita rusă care are o problemă cu Ucraina. Nu e numai Putin, este cel care, să zicem, instrumentul cu care această elită încearcă să-și rezolve problema pe care o are cu Ucraina. Pentru că elita rusă, dacă te duci la Moscova și întrebi, toată lumea vrea ca Ucraina să fie parte a Rusiei datorită faptului că Ucraina face parte din adâncimea strategică a Rusiei în fața Occidentului. Stalin asta a vrut. A vrut tratatul de la Varșovia să-l protejeze în fața unei eventuale agresiuni a Occidentului. Frontul al treilea era cu aliniamentul pe Budapesta. Noi, românii, luptam împreună cu bulgarii împotriva Greciei. Și vă mai spun un lucru. Eu am participat la foarte multe aplicații pe hărți. Noi românii nu făceam aplicații în teritorii cu trupele la Varșovia, făceam pe hărți. Aplicațiile se desfășurau în general la Neptun, la Bazin Club. Renumitul Bazin Club, unii din dumneavoastră știu, este vorba de loc unde Ceaușescu își petrecea verile. Acolo făceam aceste aplicații pe hartă. Întotdeauna hotărârea finală a comandantului frontului avea utilizarea rachetelor nucleare tactice împotriva Greciei. Deci asta era o regulă. Nu exista ceva din hotărârea comandantului ca să nu se folosească aceste rachete tactice. Asta era viziunea rușilor în vremea tratatului de la Varșovia. Ori ceea ce vedeți în toată informația de aici este de fapt ceea ce rușii considerau adâncimea lor strategică. De-aia România e importantă, de-aia Polonia este importantă. Nu știu cât contează Ungaria, Cehia și Germania, dar știu clar că România și Polonia contează în adâncimea. Bun. Pentru ca o concluzie, revenind la subiectul pe care vi l-am propus, ar trebui să se teamă Putin dacă rupe relațiile cu Prigojin? Da, în mod sigur. Interesant. Mirel Curea. Istoria omenirii este plină de trupe de genul ăsta și de Prigojin de genul ăsta care au luat gâtul conducătorilor lor. De pretorieni. Pretorieni și mai înainte perși. Ienicerii după aceea. Exact, ienicerii. Sigur că da. Îți faci o trupă dintre asta, zici tu că e de elită, zici tu că e a ta, îi umpli de bani și la un moment dat ăștia sunt nemulțumiți dintr-un motiv sau altul sau zăresc o opțiune mai interesantă. Ăștia sunt mercenarii. Ți-au luat gâtul. Pe care, de pe urma cărora Putin a profitat. Putin a vrut să-i dea un avertisment răstuia lui Prigojin ăsta. Nu știu dacă l-a înțeles. Da, l-a făcut pe cecen general. Exact. Exact. Ca să bage un pic râca între ei, pentru că ăștia păreau să se fi combinat împotriva lui Putin. Dar vă rog frumos, uitați-vă la mașină de blogger. Păi, în jurul lui Putin ăsta, numai milionari. Blogger influent. Aia e mașină de blogger. Aia e mașină de blogger. Mirel Palada. Eu o să-mi permiteți să am o opinie un pic diferită. O să încep de la particular spre general. Voi începe cu bloggerul. Avea Stalin pe vremuri o vorbă și nu la adresa bloggerului, ci la adresa unei persoane mult mai importante. Întreba Stalin de manieră ironică: câte divizii are Papa? Da. O să întreb și eu acum tot așa ca Melteanu. Câte divizii are Bulachii ăsta care are mașina scumpă? Păi ăsta a fost stăvălit într-o parcare subterană, exact, în 2 timp și 3 mișcări. La revedere! La revedere! Hai, pa! Da. Deci bloggerul ăsta este... E un agarici. E un agarici. Ăsta nu e subiect. Ok, Prigojin e un subiect. Păi. E, acum venim la subiectul Prigojin și aici o să-mi permit să nu apară... Aceste imagini puteau să nu apară niciodată. Da, că au apărut la televizor. Au fost furnizate de unul dintre membrii partidului lui. Dar acum o să am o întrebare, o să fac un calcul matematic simplu. Evident că Prigojin este un element foarte important. În armată se spune o chestie foarte simplă. Nu contează că e armata americană sau rusească sau franceză sau neozelandeză. Zice așa, oamenii deștepți gândesc tactică. Oamenii foarte deștepți gândesc strategie. Oamenii cu adevărat deștepți și străluciți gândesc logistică. În consecință, această etichetă absolut depreciatorie la adresa ghilimele bucătarului lui Putin se referă, de fapt, la cel care are de-a face cu înzestrarea armatei și care se ocupă de logistica armatei, care este una din funcțiile cele mai importante. Nu vorbesc acum de înzestrare militară de armament, ci vorbim de izmene. Cum era gratulat la vremea respectivă Gabi Oprea, că era un general făcut la ațe, că era general de izmene, dar care avea una din funcțiile foarte importante în armată, pentru că un soldat fără izmene, iarna, e complicat. În consecință, bucătarul lui Putin, dacă asigură logistica de mâncare a armatei, are o funcție foarte importantă, pentru că o armată nu poate să funcționeze pe burta goală. Deci nu e bucătarul lui Putin. Este omul care se ocupă de logistica lui Putin. De-aia l-ați văzut în poză lângă Bush. Nu e doar un biet bucătar. Este una din piesele importante. Pasul 1. Pasul 2. E o chestie elementară, dar aritmetică. Ok, această trupă Wagner de mercenari, de elită, pretorieni, e importantă. Sunt informații cum că succesele realizate de către armata rusă au fost preponderent în zona lui Wagner și în locurile unde frontul stătea să crape, îndesau, completau, puneau plombe cu ăștia de la Wagner ca să țină frontul. Deci au avut un rol foarte important. Cam ce s-a întâmplat și cu cecenii. Dar întrebarea mea e următoare. La fel cum Stalin întreba, bă, câte divizii are papa? Și eu și vă întreb o chestie elementară. Câți soldați are, mă, Prigonin? Sau cum îl cheamă? Prigojin. Prigojin, pardon. Păi dacă are 500.000 nasol, dar 500.000 nu are 500.000, pentru că 500.000 e toate... Nu, ascultați-mă un pic, ascultați-mă un pic. 500.000 are 5.000, vă spun eu. 6.000, da. 5.000, da, să ne ascultăm. Bun, deci jumătate de divizie, da? O divizie la timp de pace, da? Armata rusă în momentul de față are aproximativ 500.000, ca să nu ne încurcăm, fără soldații care sunt în partea aia, da? Băi, 5.000, oricum ai dau, 5.000 din 500.000 e 1%. 1%. Păi și atunci vin și eu și vă întreb, oricât de șmecheri ar fi acești soldați, se întâmplă două lucruri. Unul la mână, sunt 1% din armată, doi la mână, oricum ai dau, al lui Wagner sunt pe front, nu sunt în Moscova. Știți cum reușeau pretorienii să controleze soarta unui imperiu și ienicerii? Pentru că erau la Constantinopol sau la Roma și luau gâtul împăratului la Roma. Păi Wagner nu este la Moscova. Wagner e în linia întâi. În consecință, aș pune un soi de, cum zic muzicienii, că eu niciodată nu mă pricep, un bemol? Un bemol. Un bemol. Aș pune un bemol, adică o chestie un pic mai jos, așa, un ton mai jos, la adresa primejdiei pe care acest Prigojin o reprezintă la adresa lui Putin. Este un element important, este unitate de elită. Nu dacă ăsta 1% sunt niște Rambo. Bă, dar nu e miezul. Poți să facă 10%. Lasă-mă cu Rambo. Poți să facă 10%. Mădălin, Rambo e doar în filme. Nu e, mă. Rambo, în rest, în viața de zi cu zi, știi ce contează? Tăpic, dacă ceilalți sunt praf și sunt niște... Nu sunt praf, asta spune noi. Mirel, nu contează garda lui pretoriană. Contează el. El și aliații lui... Porăriile, sigur că da. Ăștia sunt cei care pot să dea lovitura. Și să fim serioși acum, Putin a început să joace într-un game video. El nu mai joacă în realitate. Nu știu, nu mă pricep. Dar eu vreau să vă întreb așa. Spesnațul este coordonat de către Prigojin? Nu. 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 Nici trupele de elită ale FSB. Niciuna din trupele de elită. La ora actuală sunt două tabere. Așa. Una care este naționalistă și care a fost educată mai abitir decât Putin. Se ia gâtul la toată lumea. Exact. Că nu contează cine e la conducere. Tocămărul. Și a doua este una mai occidentală, care a învățat să nu se bage. Decât... Nu, care a dat de gustul banilor de la Monaco. Puneți-o pe aia. Acum zice Mirel, colegul tău, că asta este, așa este. Au dat de gustul banii. Deci, politbiroul care lua decizia cine va fi delfinul și cine va ocupa locul țarului, nu mai există. În 90 l-a desfințat Elțin sau Gorbaciov. Deci, din momentul ăsta, suntem la libere. Deci nu știm cine, ce și cum. Facem presupuneri. Eu cred că importanța lui Prigojin este... împotriva lui Putin. Acum e posibil să ai dreptate. Nu, eu cred că importanța lui Prigojin e mult supraevaluată. În acest moment, occidentalii se agață de orice element care pare să aducă, să creeze o senzație că există bietul bucătar, dar pe de altă parte stai că se tot caută un înlocuitor al lui Putin. Nu se găsește. A apărut Prigojin. Să ne amuzăm, o scurtă paranteză, ne amuzăm un pic. Ce spunea Mirel cu câte divizii poate alinia, da? Asta o spunea referitor la Papa Pius al XII-lea, care după al doilea război mondial și-a manifestat dorința de a participa la negocierile de pace. Și Stalin, normal, ca orice ateu grandoman, care se respectă, a zis, Papa, cine e, câte divizii poate alinia? Ei bine, în 1953, când a murit Stalin, Papa a avut o declarație și a spus, domnul Stalin va avea ocazia să vadă acum câte divizii putem alinia. Dar Prigojin nici măcar asta nu poate să o spună. Asta a fost genial. Asta a fost genial răspunsul la moartea. Absolut. Dar, nu, dar acum absolut. Să respectăm adevărul istoric. Și-a permis să dea răspunsul ăsta de-abia după ce a murit Stalin. Și după ce a murit Stalin putea, da. A avut răbdare. Răbdare una din Stalin numai atunci putea să vadă câte divizii poate alinia. Bun, revenim la Prigojin. Se pare că răspunsul lui Putin și arestarea acestui blogger militar a venit după ce, acum vreo 2 zile, pe canalele lui Prigojin au apărut acele imagini cu soldații de la recruții de la Belgorod care au coborât din tren, putem să le dăm, și care s-au plâns că hainele sunt prea subțiri, că n-au arme, că sunt vechi și nefuncționale și că n-au mâncare. Deci Prigojin ar fi publicat pe canalele, sau pe canalele Prigojin ar fi apărut aceste imagini. Și în replică Putin a venit cu arestarea. Dar nu numai atât, pe canalele lui Prigojin ăsta a apărut și informația că... Nu știu dacă acestea sunt imaginile cu recruții. Într-un depozit de ținute, de iarnă, de izmene, trebuiau să se găsească 1.500.000 de uniforme și nu s-a găsit niciuna. Nu cred. O bilă s-a pierdut și nu s-a găsit. Da, bineînțeles că uniformele nu erau acolo decât scriptic, contabilicește. O bilă s-a pierdut și nu s-a furat. Și una altă, da. Bun, iată ăștia care se plângeau în gara Belgorod că hainele sunt prea subțiri, că n-au mâncare și că armele sunt vechi și nefuncționale. Nu i-a picat bine lui Putin faptul că au apărut astfel de imagini în public. Sigur, nu sunt primele imagini care nu-i pică bine. E clar că e un bâzdec acolo. E ceva. E clar. E clar. Îi schimbă pe șef. Este un atac la adresa lui Șoigu. Deci să fim foarte clari. Foarte mulți nu-l închid pe Șoigu. Șoigu este un civil care a fost făcut militar la comandă, a venit în guvern, este considerat civil. Corstrăin, da. Și care de vreo 2 săptămâni n-a mai apărut. Este considerat ca militar. Și ca dovadă că la ultimul Consiliu de Securitate n-au participat militarii, au participat numai civilii. Și printre ei a fost și Șoigu vopsit în militar. Pentru că el nu e militar, să fim foarte. Nu știu cine i-a cerut azi sau ieri, i-a cerut să se sinucidă, să se împuște. Un fost comandant rus care a ieșuat sau a ajuns și el în Parlament. Mă rog, oameni convenabili să găsesc oricând. De stat. Deci i-a cerut să se sinucidă public. Deci este un curent, nu știu dacă este patronat de Putin, dar în mod sigur cineva din servicii este în spatele acestui curent de a schimba complet conducerea armatei ruse. Dar au schimbat deja. Pentru că, de fapt, conducerea frontului a fost dată unui al domnului, nu i-am reținut numele, dar ăsta, da, drumul la bombe. A fost dată lui Surovikin, care este, el a luptat în Cecenia și în Siria. Și a condus atacurile aviației ruse în amândouă sectoarele cu distrugerea completă, raderea completă. Iar în 91... Așa, mi-e luat vorba din gură. În 91 era de partea puciștilor. Era pe tank. Era de partea lui Ianaev. Locotenent, comandant de companie. Era de partea puciștilor și chiar a fi împușcat 3 demonstranți care erau de partea lui Gorbaciov. A avut inițiativă. A avut inițiativă. Da, deci ăsta este supranumit Armagedon. Armagedon, da. Armagedon. Că știe ce să facă la război, să dea cu bombe. Asta. Genul un om macelar, cam asta este ideea occidentală, pus în frunte operațiunii militare speciale de Putin. Hai măi, asta cu măcelarul. Ai auzit, Mădălin, ai auzit de Dresda? Da? Normal. Domnilor care vă uitați și domnilor care vă uitați la noi, ați auzit de Dresda? Ia căutați-vă pe Google Dresda. Să aflați măcelărie. Nu spun mai mult, ca să nu vă supărați pe mine. Cum? N-a rămas piatul pe piatul? Căutați Dresda. Ca să vedeți ce au făcut nenorociții de sovietici la Dresda. A rămas biserica în cer. Ghilimele. Da. Hai, ăsta e războiul. Te mănâncă în fund să bombardezi podul? Să vezi cum e războiul. Bun, acum nici nu poți să le cer ucrainenilor să se uite la ruși și să nu facă nimic, știi? Logic. Dar nici să întâmple nimic. Dar nici rușilor nu poți să le ceri să zică fiua, nu facem nimic. Războiul din Ucraina... M-a auzit? Da, da. Cu permisiunea dumneavoastră, războiul din Ucraina se desfășoară conform regulilor celui de-al 2-lea război mondial. Așa este. Atacul lui Hitler asupra Londrei. Să fie foarte clar, asta este la ora actuală. Deci toată Ucraina este similară cu Anglia, atacată de V1 și V2. să fie foarte clar. Ucrainienii de-abia acum devin un popor puternic pentru că ceea ce se întâmplă cu aceste bombardamente nu fac altceva decât să-i unească, să-i întărâte și să-i ducă mai departe la victorii. Eu vă spun, în primăvară Crimea, o să vedeți, poate n-am dreptate. E posibil. Așa se va întâmpla. Crimea va fi a ucrainienilor din nou. În primăvară. E posibil. Da. Cum la fel de bine este posibil ca după o iarnă de privațiuni a Ucrainei, căruia o să-i se taie tot curentul electric, și a Europei, căruia o să-i se taie gazul ieftin, să se ajungă la negocieri. N-avem de unde să știm. Citeam zilele trecute... Mirel, negocieri n-au cum să fie. Asta cu negocierile ce încearcă să facă Erdogan la ora actuală, că se întâlnește cu Putin, să facă negocieri, să nu știu ce, asta este o dorință a unora și chiar europeni occidentali care vor să se încheie războiul, să se reia cursul de fluxul de gaze. N-ați văzut ce strigau manifestanții la Berlin? Este clar că Germania are o logică oarecum divergență față de americii. Dar hai să vă dau un exemplu aparent minor, pe care lumea nu l-a discutat. De ceva zile încoace, în presa occidentală, se discută despre o chestie care zice așa, și care e și în ce urmează să discutăm noi acum. Statele Unite nu mai au suficient de multă muniție să pună la dispoziția Ucrainei. Pentru că li s-au terminat rezervele, pentru că fabricile de armament nu reușesc să facă producție la fel de... Ei, care e mesajul? Dar au anunțat... Așa? Nu, mesajul integral e următorul. Așa au spus, dar au anunțat că... Bagă cărbuni. Au accelerat producția. Bagă cărbuni, ok. Nu, ce se întâmplă? Până acum America a dat armament din ceea stocuri. Ce dețin ei. Da. Or să dai Ucrainei... Păi să vă dau un exemplu. Noi avem 18 HIMARS-uri. Câte HIMARS-uri au ucrainenii? 3. 16 și s-au dus la 22. Cu alea 3 englezești, 2 germane și cu ce mai primesc încă de la americani acum, săptămâna asta, de pe linia de fabricație direct, nu din stocuri. Deci e clar că există undeva. Eu vă spun o chestiune. Dom'le, nu s-a așteptat nimeni ca M777, acele obuziere care lansează Excalibur, să funcționeze atâta timp. Deci ele trebuie reparate din când în când, iar reparațiile știți cum se fac? S-au făcut o grupă în Polonia, sunt 14 camere de chat video pe care le folosesc în funcție de armele utilizate și se duc, de exemplu, dacă discutăm de M777, se duc în camera de chat, discută cu ucrainienii, văd ce au de reparat, dacă se pot trimite din America. Se trimit din America dacă nu se fac după schemele pe care americanii le dau în Ucraina. Deci este o chestiune esențială, mentenanța acestor trupe pe care o face Polonia, domnule. Polonia pe chat. Fiți atenți un pic. Unde s-a ajuns? Și vă mai spun un lucru. Credeți că Elon Musk, când a făcut acea declarație cu Crimea, a făcut-o întâmplător? Nu. Vă spun eu. Și dacă o să am timp, o să încerc să vă spun o povestioară despre modul cum a sărit în aer podul de la Kerch. Este legat de Stalin. Vorbim despre asta, sigur. De ce nu? Dar vreau să vă supun atenție un material interesant apărut în France Press. Cei de la France Press îl citează pe Mark Kansian de la Center for Strategic and International Studies. Omul zice așa. Industria americană de apărare, care a fost forțată să-și reducă producția în mod drastic în anii 90, când SUA au dorit să recolteze beneficiile păcii după destrămarea URSS, s-a ultraconcentrat pentru a amortiza șocul. Numărul grupurilor din industria de apărare și de construcție aeronautică a trecut de la 51 la 5 în câțiva ani. În prezent, guvernul american trebuie să convingă industria să redeschidă lanțurile de montaj și de relansare producțiilor care au fost abandonate, precum cele de rachete antiaeriene Stinger, a căror producție a încetat în 2020, de exemplu. Stocurile americane de muniții necesare pentru HIMARS, rachete ghidate prin GPS, așa, cu o rază de acțiune de peste 80 de km, sunt totuși limitate. Dacă SUA au livrat Ucrainei o treime din inventarul lor de GM-Lers, așa cum au făcut-o pentru Javelin și Stinger, Ucraina a primit între 8.000 și 10.000 din ele. Un număr suficient pentru câteva luni. Ori Lockheed Martin nu produce în prezent decât 5.000 de astfel de rachete de înaltă precizie anuală. Și chiar dacă guvernul american a deblocat fonduri pentru accelerarea acestei producții, SUA vor avea nevoie de mai mulți ani pentru a-și reconstitui stocurile, spune el. Washington a livrat Kievului circa 8.500 de rachete Javelin, dar producția anuală a acestui armament, simbol al rezistenței ucrainene, nu este decât de 1.000 de rachete. Nu, asta e la timp de pace. Nu trebuie subestimată producția. Bun. Producția industrială a Statelor Unite. Dă niște detalii de bani pe care i-au băgat americanii. Al doilea război mondial a fost cucerit pe puterea industrială a Statelor Unite și pe viețile ieftine ale soldaților sovietici. Exact. Bineînțeles. Au livrat armatei roșii în al doilea război mondial 2 milioane de jeepuri. 2 milioane de jeepuri. Deci americanii, când au apăsat pe buton din 1941 până în 1943, au convertit aproape toată industria la industrie de război, au pus până și femeile să muncească. Exact. Și a fost delir. Am înțeles, dar la ce disensiuni sunt acum Statele Unite? Micro, să cred că vor putea repeta efortul de război. Dar Statele Unite are potențialul să facă 3 războaie separate. Armata americană a furnizat 80.000 de obuze de calibru 155 de mm Kievului, adică 3/4 din aceste muniții la standardele NATO, livrate Ucrainei de ansamblu țărilor occidentale, potrivit cifrelor Pentagonului. Bun, sunt niște... Am voie să spun un lucru, că... În timp ce rușii au cheltuit 500 de milioane de dolari luni. Am voie să spun un lucru. Din bombardamentele de luni. Există un sondaj în Statele Unite, făcut acum câteva zile, pe 1.005 americani, care a arătat că 73% din ei ar trebui să continue să sprijine Ucraina. Deci 73% spun că trebuie să sprijine, Statele Unite trebuie să sprijine Ucraina. Dintre care, bineînțeles, că democrații sunt 81% față de republicani. Deci chestia este că ce se spunea la un moment dat, că oamenii s-au plictisit de războiul din Ucraina și nu știu ce, uite că nu e așa. Deci, practic, americanii vor ca Casa Albă să sprijine în continuare războiul din Ucraina. Și s-ar putea să fie o gură de oxigen pentru alegerile din această toamnă pentru democrații. E posibil. Corect. Păi, ați vorbit de industrie. Da. Eu nu știu dacă, într-adevăr, ancheta France Press are vreun corespondent în realitate. Cum certe că Statele Unite au capacitatea de a furniza mari surprize rușilor în continuare prin alimentarea frontului ucrainean cu tot felul de, să zicem, cu armamentul necesar, componente, vreau să zic, militare necesare. Însă, în acest moment pare să fie totuși o scădere. M-am uitat și la ultima livrare. Este destul de subțire, sincer. Deci chestiile alea, cred că în câteva zile le epuizează ucrainenii la ritmul de tragere de acum. Mai trebuie să mai ținem cont de un lucru. Iartă-mă că intervin. De ceilalți? Nu. Este o chestie mult mai simplă, care se numește mama iarnă. Războiul ăsta mai poate să mai dureze în logica asta maxim o lună. De urmă, toată lumea ia pauză, se duce și joacă cărți. Până în martie-aprilie, când se întărește noroiul. Din noiembrie până în martie-aprilie sunt niște luni, sunt vreo 4-5-6 luni cât or fi. În care ce s-ar putea întâmpla? În care atât rușii pot să-și refacă stocul, cât și ucrainienii via puterile occidentale pot să-și refacă stocul de armament. Deci este un joc cu bătaie lungă. Nu înseamnă că războiul acum, dacă americanii nu mai au acum să le mai dea arme în mijlocul lui octombrie, gata, nu mai au unde să le mai dea. Pentru că oricum într-o lună de zile toată lumea se duce acasă să joace cărți. N-ai cum să faci război în decembrie. Pentru că sunt condițiile de teren în așa fel. Dacă vorbim de condiții de al doilea război mondial, noroiul e și acum și în 1942 la fel. Frigul e și acum și în 1942 la fel. Deci nu o să mai ai niciun fel de ofensivă. Va fi friguț. Când este frig, toată lumea face așa. Nu mai trage nimeni cu arma. Și atunci o luăm de la capăt în martie-aprilie. Până atunci faci și HIMARS, faci și... Ai tot timpul să-ți corectezi industria de pace din America, să o pui pe picior de război. Războiul ăsta o să dureze. Bun, în ecuația asta intervine Trump, care face declarații șocante, nu putea să stea deoparte. SUA aproape că l-au forțat pe Putin să invadeze Ucraina. Cum, Mirel Curea, cum se pare declarația asta? SUA aproape că l-au forțat, n-a dat detalii, n-a zis de ce... Mădălin. Domnul general, numai puțin. Numai o clipă, domnul general. Domnule, dacă trecem peste faptul că e un personaj insolid, sigur că declarația asta lui are și o doză de exagerare și o doză de adevăr. Pentru că a existat totuși un acord, acordul de la Minsk, domnule, care n-a fost, nu s-a materializat. Bine, nu s-a materializat nici memorandumul de la Budapesta, nu s-a materializat nimic, nimic acolo. Acum, și el a intrat în campanie electorală a republicanilor. Nu e prima oară când face declarații. Exact. Trump oricum e intens pe o persoană fizică. El l-a și spus că dacă eram eu președinte, Putin ataca Ucraina. Acum, el lansează o propunere, cred, să mă corectez dacă bat câmpic aici pe zona ta, el lansează o propunere electoratului. O temă electorală. O temă electorală. Electoratul care nu are vrea benzină ieftină, electoratul care nu are chef de război, electoratul care nu are chef de strâns cureaua, electoratul care... să fie bine, să nu fie rău. Să fie bine, să nu fie rău, și care nu sunt așa de emoțional când se uită la CNN. Bănuiesc. Aici tu știi mai bine, sociolog fiind și meseria și pe chestii dintre astea. Dar... eu nu m-aș baza pe declarații. Una era să-l acuze pe Biden, să spună, băi, ăsta e un zăpăcit, face numai tâmpenii de când a venit. Că... Bine, a făcut declarații de-astea de-a lungul timpului. E foarte mult să spui, că americanii l-au provocat pe Putin când... Să dai vina pe SUA. Când acum 8 ani a intrat în, a pus cizma în Crimea. Păi atunci cine l-a mai enervat? Pe de altă parte, când Statele Unite promite Ucrainei că intre în NATO și când Biden cu fisul are tot soiul de discuții oarde pe acolo în Ucraina, e ceva. Adevărul e la mijloc. Da, repede, exact, e la mijloc. În 2014 cine l-a mai supărat pe Putin? Bun, înțeleg, acum l-au supărat americanii și supărat pe americanii a intrat în Ucraina. Bun, ok, bine, și în 2014 cine l-a mai supărat? Sevastopol. Da, l-a enervat. Sevastopol. Că au zis ucrainenii că nu mai dau Sevastopolul, că nu mai respectă înțelegerea de 100 de ani cu Sevastopolul, care e singurul lucru cu adevărat important în toată Crimea. Da, absolut. Din punctul de vedere al rușilor, au depășit o linie roșie. Ca și cum ar veni rușii acum să pună bombe nucleare la Ciudad de Mexico. Și de Trump ăsta, Trump, Bill Gates, Elon Musk, bă, frate, ăștia sunt mai mulți ziariști decât președinți și oameni de afaceri și... militari. Și militari sau orice altceva. Adică îi vezi ăla, Bill Gates, astăzi este infecționist, mâine e agronom și poimine e itist. Elon Musk, ăla te doare capul, a pus un plan de pace în 5 puncte, 5 idioțenii. Nu, niciunul din punctele alea nu are nicio valabilitate, nu are nimic. Vorbește de parcă ar fi Simion al nostru. Păi de ce nu s-o ține ei? Ăia, actorii de actorie, inginerii de inginerie, ăștia care fac bani cu bani. Pentru că asta voiam și eu. Pentru că sunt niște omul s-a format prin Africa de Sud, nu s-a format pe banii civile americani. Pe banii unor structuri. Și Bill Gates, tot pe banii state-ului. Banii statului paralel. Și Mark Zuckerberg, tot pe banii așa, și Elon Musk. Hai să fim serioși. Recrutați de mici, cum ar veni. Sunt niște trompețici. Nu de la școala generală, dar de la liceu. Ce naiba? Nu fost luați și făcuți bogați? Bineînțeles. Mă, și după, probabil că la ăștia, după al 101-lea milion de dolari, m-au impresia că sunt și genii. Trebuie să vorbească și am mai văzut și pe la noi pe aici. Da, am avut și dacă așa li s-a zis de mici. După primul milion ai noștri au terminat, în mintea lor au terminat ASEU, după al 10-lea milion au terminat Oxford-ul, băi, și după al 100-lea milion, deja fac politici mondiale, galactice, planetare. Banii tâmpesc. Da. În general, nu. Bine, apropo de bani, mi-aduc aminte că Trump l-a atacat pe Biden serios după ce Putin a invadat Ucraina, a luat decizia, cerându-i lui Putin, dacă tot s-a ajuns în situația asta, să vorbească despre 3 milioane și jumătate de dolari, bani care ar fi ajuns la Hunter, la ăla mic, așa, după ce o văduvă a unui primar din Moscova i-ar fi dat banii ăștia, nu știu în ce conjunctură, că nu mai țin minte contextul. Dar mi-aduc aminte că Trump l-a forțat cumva pe Putin să facă dezvăluiri pe zona asta. Putin încă nu le-a făcut. Bă, dar acum eu aș vrea să vă întreb eu ceva. Nu mă dă să ne întrebe pe noi și vorbesc serios. Mă, frate, dacă în mandatul ăsta președinte n-ar fi fost Biden, ci Trump, mai începea războiul ăsta din Ucraina? E o întrebare O întrebare interesantă. Păi bune. Domnule general. Ce ziceți, domnul general? Începea în mod sigur. Începea chiar și cu Trump la Casa Albă. Începea mai de mult. Numai că a fost problema cu pandemia. Nu s-a putut. Deci, haideți să vă spun ceva. Credeți că și Trump se ținea de program? Da, nu avea ce să facă. Nu Trump conducea America. Trump, v-ați referit la el. El a fost la un meeting în Nevada, care se chema Salvați America. Declarațiile lui sunt făcute după declarațiile lui Biden, care a de riscul unui armăgetor. Deci el a făcut declarațiile după ce a făcut Biden. Acolo e un joc, nu pentru noi, e un joc pentru ei, pentru alegerile de la midterm. Ei joacă altceva acolo. Noi ne uităm la ei ca și cum declarațiile lor ar fi pentru Ucraina. Pentru noi. Pentru noi. Nu sunt pentru noi. Da. Ele sunt pentru ei acolo, pentru că, într-adevăr, Kirby a spus, de exemplu, ăla de la Pentagon, purtătorul de cuvânt, că declarațiile lui Biden nu s-au bazat pe informații noi. Nu există mișcări ale comandamentului strategic rus referitoare la armele nucleare. Hai să fim serioși. Dacă vorbim de arme tactice, poate să vină un rus mic, verde și bondoc, să ia într-o geantă o armă de-asta nucleară și să ducă cu ea, să o pună pe un tun și să tragă. Nu trebuie să îl vadă din satelit. Nu știu cine, nu știu ce. Astea sunt arme nucleare tactice, domne. Nu sunt din alea, din silozuri, care în momentul în care scris silozul, toată lumea este. Și vă dau un exemplu. Face flash pe 2 km. Rușii au două stații de interceptare early warning a rachetelor ICBM. Una este în Kaliningrad și una este lângă Sankt Petersburg, așa numitele stații Voronezh. Toate schemele, toate planurile făcute de NATO și de occidentali, în cazul în care rușii folosesc arme nucleare tactice, nu lovesc aceste stații. De ce? Pentru că trebuie să rămână siguranța, că rușii înțeleg foarte bine că ăștia nu au lansat rachete intercontinentale, ci folosesc arme convenționale împotriva trupelor ruse dislocate în Ucraina și în Marea Neagră. Atenție! Plus de asta, rușii au trimis un submarin din clasa Aquila în zona Italiei. Se învârte pe acolo de câteva luni. Abia l-au găsit acum, câteva zile l-au găsit. Ei mai au două submarine clasa Kilo la Tartus. Asta ce înseamnă? Că nu știm ce înseamnă asta. E un submarin special care are rachete inclusiv care atacă continentul. Deci și rachete intercontinentale. Deci ceva țin sub control. Eu am zis întotdeauna, Marea Mediterană nu poate fi despărțită de Marea Neagră. Marea Mediterană e intrarea în Marea Neagră. Deci sunt mări adiacente, sunt mări comune, este un spațiu naval comun. Cine îmi povestește mie că Marea Neagră e nu știu ce și nu știu cum, iar Marea Mediterană e altceva, se înșeală. Eu nu cred lucrul ăsta și nu cred că am învățat. Stavridis, am citit cartea lui și îmi spunea clar. Cele două mări sunt mări adiacente. Nu, domn general, dar trebuie să explicăm oamenilor ca să înțeleagă diferența dintre o bombă de asta tactică și una strategică, pentru că oamenii nu înțeleg diferența. Și vă fac... Erai în Grecia. Ați vorbit? Erai la plajă. Eram la plajă. Hai că vă mai spun eu o dată. Erai la șpriț. Deci este diferența... Te duci la plajă la Beirut. Te duci la plajă la Beirut. Și stai pe plajă la Beirut. Și explodează din nou alea două silozuri. Aia e o bombă tactică. Exact. S-a cu alea acolo ce au distrus în Beirut. Aia e de fapt o bombă tactică. Numai că se adaugă radiațiile, numai că moare mai multă lume. Pe o zonă de 10 km. Nasoală e și aia. Noi facem acum cum făceau... Țiganii, romii, nu o spun în batjocură, da, nu, romii, făceau romii în timpul bombardamentelor americane, treceau pe deasupra Bucureștiului și romii spuneau, du-i Doamne la Ploiești. Da. Nu, dar ca să înțeleagă lumea, pentru că avem așa dimensiunile și cât se poate de umane, oameni buni. Nu, explozie nucleară, asta dacă este, e mică. Uite, asta este o minge de la Ploiești, îți spun, Mirel, o chestie. La Ploiești, știi care era locul pe care americanii îl luau și în jurul căruia bombardau? Nu. Mitropolia din Ploiești. A, da, da, ăla era ținta, Bombele de la, Ploiești au căzut la Telega. Deci am niște probleme. Nu mai auzim pe domnul. Da. Bombele de la Ploiești au căzut la Telega, că îi lua Anchiariana de la Câmpina. Băi, oameni buni, asta e o minge de tenis, da? Asta e o minge de fotbal. Asta este o bombă tactică. Acum, gândiți-vă la un stadion. Că toată lumea a fost pe stadion, s-a văzut cât e un stadion. Băi, e terenul de 100 de metri și ai toată șantramaua de jur împrejur. Diferența dintre o bombă tactică, cât o minge de fotbal, și o bombă strategică, cât un stadion. Ca să înțelegeți. O bombă strategică îți face jumătate de țară varză. O bombă tactică îți bușește un tank și încă un sat împrejur. 2 km pătrați. Și gata. Cât? 2 km pătrați. 2 km pătrați e... Păi da, dar într-o țară foarte populată, dens populată, un sat. Dacă dai într-un oraș, județe. Adică da, 2 km pătrați, adică 2000 de metri pe 1000 de metri. Adică, bă, domnul primar, dacă dai într-un oraș de 100.000 de locuitori, mor să moară toți? Nu, e jumătate de oraș. Nu, îți moare un sfert de oraș. Nu moară toți, că mor după radiații. Păi da. Să mor aia care sunt în jur. Deci, oricum, nenorocire. Ferească. În concluzie, ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Chiar și așa. Dar totuși sunt diferențe. Asta trebuie să înțelegem. Bun, clar. Între una de aia care era de o jumătate de continent și... Sunt diferențe. Jumătate de continent niciuna. O bombă tactică pleacă de la 0,3 din kilotone. Puterea, de exemplu, de la Hiroshima. 0,3. La Hiroshima. 30%. De exemplu, americanii au făcut, se numea Crocker, David Crocker, care a fost un grănicer la Alamo, Texas Alamo, da. De acolo, și au făcut o bombă de 30 de kilograme, pe care o aruncau din jep. Și la un anumit interval exploda. 30 de kilograme. Era un fel de pepene cu aripioare. Un sac. Asta e. Deci cam asta e bomba. Numai că rușii au în jur de 1900 la 2000 de astfel. Și vă mai spun un lucru. Există în Crimea un depozit de arme nucleare care se cheamă Feodosia 13 și care a fost refăcut în anii 2015-2016 după ce au ocupat Crimea. Feodosia este un punct apărat de rachete S-400. Deci de un divizion de S-400 și de un divizion de panțăr S. Acolo cred că rușii au depozitat astfel de arme. Gândiți-vă că sunt arme care pot fi trase de proiectile de pe nave, pot fi trase de către o buziere, pot fi aruncate din aer. Deci există o largă varietate de astfel de arme. Nu știm dacă vor folosi. În orice caz, folosirea unor astfel de arme, într-adevăr, va schimba total viața noastră. Nu o să le folosească, domn general. Știm foarte bine că nu o să le folosească. Asta zic și eu, că nu o să le folosească. Da, mă, dar eu văd pe ăștia, pe toți occidentalii ăștia, pe șefi de agenții de spionaj, pe tot felul de... Mădălin. Nu e vorba lui Stalin. Vorbim despre capacitatea lui Putin de a lua astfel de decizii. Hai, mă, să fim serioși. Nu este întâmplător. 1962, 1970, 1975, 1978, 1982. A fost isteria asta de 3 ani. Dintotdeauna, sigur că da. Și Dumnezeu. Dar nu numai atâta, domne, și pentru occidentalii ăștia. Mă, trebuie să-i ținem și pe occidental calzi cu ceva, fierbinți cu ceva. Dacă n-ajungi la ei, păi, cu ce să-i ținem? Că nu sunt bot în bot cum suntem noi aici cu ucrainenii. Ei sunt departe, aia, belgenii, olandezii. Și atunci îi ții calzi cu pericolul nuclear. Ai dreptate. Îi țin calzi cu Iskander. Exact. Iskander este Kaliningrad. Iar ăla are 500 de kilometri bătaie. Îl trimite la Paris pe Champs-Élysées. Și în noapte pe acolo... La Paris ajunge, la Berlin ajunge. O tactică. Deci e clar că este o reacție psihologică pe care oamenii, noi o înțelegem, dar oamenii care sunt în Occident nu înțeleg, pentru că ei n-au trăit lângă ruși. Nu știu ce înseamnă Rusia. Bun, lasă-i să fie speriați, domn general, că 20 de ani, când România și Polonia zicea, vedeți că rușii sunt o amenințare, germanii ziceau, hai Sikir, sunteți nebuni la cap. Da, corect, așa e. Iar scriitorii francezi, elita scriitorimii franceze, scriitorii italieni, așa, scriitorii occidentali, îi făceau vizită lui Stalin și după aia scrieau cât de minunat se trăiește în Uniunea Sovietică. Era pe vremea aia. L-am avut și noi pe Panaiti Strati. Da, mă rog, dacă măcar când s-a dus s-a dumirit. Da. Bun, luăm o pauză acum, revenim după cu răspunsul la o întrebare: în ce măsură Putin și Lukashenko ar putea să invadeze Ucraina de nord și să creeze o nouă surpriză regimului de la Kiev, lui Zelenski și prietenilor din jurul său. Vorbim și despre Elon Musk, cel care trăiește o problemă personală, sigur, cumva, dar pe care o face publică, Dumnezeu, da, despre care se vorbește public. Are niște probleme în familie, în rândul copiilor. Trebuie să vă spun un banc, dar în pauză, că nu pot să spun. Vorbim de Elon Musk, care ba are o problemă cu ucrainenii când propune tratate de pace, ba are o problemă în familie, dar toată America participă la aceste probleme și le dezbate peste tot. Dar avem și alte subiecte importante. Sunt tot felul de șefi de agenții de securitate, fie din Ucraina, fie din Anglia, care fac niște declarații interesante, iar Medvedev nu se lasă, chiar dacă ucrainenii l-au pus pe lista neagră, și vine și el cu afirmațiile lui, care i-au creat o imagine de băiat isteric al Kremlinului. Revenim în câteva momente, rămâneți alături de noi.